Nu vă grăbiți, folosind mintea dumneavoastră condiționată, să mă judecați și, eventual, să mă condamnați pentru ceea ce încerc să scot în evidență în această temă. Toate câte le-am dezvăluit, fie cu ajutorul versului, fie în proză explicativă, sunt întemeiate pe realitatea obiectivă a faptelor. Ori faptele nu pot fi nici răstălmăcite, nici contrazise și nici negate, fiindcă ne stau în față și ele ne mărturisesc că așa sunt cum sunt. Ceremonia religioasă, distinctă de la o credință la alta, vine din trecutul foarte îndepărtat al istoriei, legat de existența omului pe această planetă. Simplitatea de la început a ceremonialului, concomitent cu trecerea timpului, s-a tot diversificat de la o generație la alta. În final, odată cu apariția tiparului, moștenirea prin tradiție a ceremonialului a fost fixată în scris, ca îndrumare obligatorie pentru duhovnicii crezului respectiv. Ce descoperiri facem când privim și ascultăm cu simplitate, într-o perfectă pace și armonie interioară, desfășurarea unei ceremonii religioase? Suntem doar un simplu martor, dispunem de o minte complet inocentă, în care lipsesc cu desăvârșire scop, interes, ideal sau orice altă stare de așteptare a vreunui rezultat. În această ipostază, iată ce ni se revelează. Întreaga ceremonie este asemănătoare desfășurării unei manifestări teatrale, fast, retorică și măști cât mai bine ajustate, pentru a da impresia că totul este adevăr și realitate. În mod firesc se impune iarăși o întrebare. Divinitatea, are ea oare nevoie de glorificarea noastră prin cuvinte alese și rostiri de osanele sau este mai degrabă nevoie de o minte smerită, complet tăcută? Cui oare îi sunt de folos asemenea ceremonii? Credincioșii care ascultă o fac, de obicei, cu o minte confuză, nebuloasă, coborând imaginativ divinitatea la nivelul de înțelegere a propriului ego. Un astfel de credincios, structurat egocentric, nu va întârzia să-și aducă laude și să-și dea importanță chiar prin simpla lui prezență la ceremonii. Autoaprecierea, prilejuită de asistența lui la acest spectacol, este deci un alt prilej de degradare morală a insului respectiv. Să vedem în continuare ce efecte produce ceremonialul asupra slujitorului care îl înfăptuiește. El repetă diverse roluri bine memorate, ai doma unor artiști care încearcă să dea impresie cât mai bună prin înfățișare, gesturi și modulația vocii. Ori se comportă ca un simplu robot, monoton, repetitiv până la obsesie. Există și astfel de slujitori plictisiți de executarea unei meserii pentru care nu au nicio chemare profesională. Această punere în scenă are vreo rațiune spirituală? Poate ea să ajute cu ceva privind înnobilarea psihicului uman? În această ipostază, slujitorul este un simplu ego care se caută pe sine cu pretenția absurdă că ar fi de folos credincioșilor ce-l ascultă. Și iarăși o altă întrebare. Cum de am ales această îndeletnicire de slujbaș al unei credințe religioase, oare dintr-un îndemn lăuntric, vizând propria desăvârșire
sau pur și simplu din calcule lumești. Când ne socotim intermediari între om și Dumnezeu, ne dăm doar îndemnuri de viață curată, fără ca noi să le punem în practică, amplificăm fariseismul și ipocrizia cu reverberații corespunzătoare în întreaga lume. La trecerea dincolo, totul se plătește. Acest mare adevăr să-l avem mereu în față ca un veșnic memento. Gândul, vorba și fapta să fie într-o perfectă concordanță cu iubirea creatoare. Altfel, totul nu este decât o minciună urât-mirositoare. La adevărul absolut nu avem acces nici prin ceremonii, nici prin rugăciuni, nici eforturi de voință, stări emoționale, rostiri de osanele sau privațiuni de la cele necesare unei vieți obișnuite, pentru că toate acestea fac parte din sfera de preocupare a sinelui personal. Și el, prin el însuși, ca structură limitată, nu poate să cuprindă și să înțeleagă necuprinsul absolut. Numai când acest eu personal tace, fiindcă își vede neputința, abia atunci, în acea clipă de negândire, ni se oferă fericitul prilej de întâlnire cu divinitatea prezentă în noi, ca și în toți semenii. Mintea tăcută a determinat transcendența noastră din sfera limitată a egoului în universalitate. În această ipostază de ființă integrată, noi și Tatăl una suntem, după cum afirma Isus. De El nu ne-am desprins niciodată. Suntem perfecțiune, fără început și fără sfârșit, deci divinitate nemuritoare. Părțile pieritoare din firea obișnuită a noastră sunt corpul fizic și mintea condiționată, care oferă în chip deficitar și haotic importanța psihologică. Să nu ne lăsăm niciodată impresionați de lumea exterioară, indiferent de măreția și fastul pus în scenă pentru capturarea emoțională a maselor. Încercați și practicarea cunoașterii de sine, cum este ea descrisă în fiecare temă. Întâlnirea simplă, spontană cu reacțiile minții, fără să urmăriți scop sau ideal, vă oferă pacea sufletului și odată cu ea veți întâlni iubirea creatoare care singură operează transformări de înnobilare. Singurul instrument folosit la întâlnirea cu mișcarea haotică a minții este atenția globală, lucidă și impersonală.